Bun, deci, salutare la toți frații mei și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Car Parking Multiplayer. Bă, băieți, nu ne-am mai văzut de ceva vreme, cred că avem o săptămână sau ceva de genul ăsta. Și îmi pare rău pentru treaba asta, vă spun sincer, cu mâna pe inimă că îmi pare rău, fraților. Dar am revenit în forță cu un mega, mega super tutorial, băieți. Cum vă place vouă, ceva ce sigur o să vă ajute pe mulți dintre voi. Dacă n-ați văzut deja treaba asta, pentru că am văzut că au mai făcut câțiva oameni, am zis, bă, poate n-ați văzut toți, poate sunteți unii dintre voi care nu știți, așa că haideți să vă învăț cum să vă luați mănuși gratis pe Car Parking. Deci, mănușile, după cum știți, după ultimul update, sunt niște facilități. De fapt, este o facilitate pe care poți să o obții doar dacă plătești bani reali în acest joc. Și anume, coin și ăștia de aici. Acum am o versiune cu mod pe care o puteți lua dintr-un link din descriere. O să vă pun un link în descriere. Sau de asemenea puteți să mergeți pe un clip de dinainte unde v-am explicat și v-am făcut un mare tutorial cum puteți să aveți totul gratis. Dar atenție, băieți, pentru treaba asta pe care vă arăt eu astăzi, nu aveți nevoie de niciun fel de hack, băieți, niciun fel de mod, niciun fel de nimic. Gen, vă trebuie, puteți să aveți 0 aici, gen niciun ban, nimic. O să vedeți că o să rămână totul neschimbat și o să vedeți că o să vă meargă orice ar fi, băieți. Bun. Deci, suntem aici cu fratele nostru. Și înainte să începem, să nu uit, lăsați un like la acest videoclip, să facem 1000 de like-uri. Vă roagă fratele vostru din sufletul lui. Un comentariu la întâmplare ajută foarte, foarte, foarte mult. Și un subscribe cu clopoțel, pentru că mai avem o leacă și facem 100.000 de abonați și m-ar bucura mega mult să facem 100.000. E visul meu de când eram copil și acum vorbesc serios, gen chiar este. Și un follow pe Instagram care vreți, Mihai Capatâl, băieți. Bun. Primul pas pe care trebuie să-l faceți, o să vă pun și niște săgeți aici pentru cei care sunteți, care nu știți românește sau ăstea. Trebuie să dați la Select Driver, unde ne duce la omul nostru pe care trebuie să-l schimbăm. Cum vedeți, noi nu o să folosim niciun fel de bani de aici, gen, v-am zis, puteți să aveți 0 pentru că nu are nicio relevanță. Bun, prima chestie pe care trebuie să o facem este să mergem la mănuși. Aici apăsăm pe primele mănuși, după cum vedeți le avem în mână. Și o să dăm înapoi pe butonașul acesta. Aici o să ne apară treaba asta, nu o să-i dăm nici bani, nici nimic. O să-i dăm pur și simplu discard, gen lasă așa, știi, lasă fără mănuși, discard. Bun, o să ne duc înapoi, băieți, s-a deschis și capota pentru o secundă dacă ați observat. Și intrăm iarăși pe Select Driver. După ce am făcut treaba asta, frații mei, mergem la tricou. Dăm pe tricoul acesta, care este free, după cum probabil știți și probabil se vede și aici. Îi dăm save. După care mergem înapoi la... Ba nu, rămânem aici. Mergem jos, băieți. Și o să selectăm un costum din ăstea cu mănuși. Și o să-l selectez pe acesta. După cum puteți vedea, are mănuși în mână, deci e ok, e forță. Și acum mergem înapoi la stați așa, băieți. La primul tricou și avem mănușile în mână, băieți, după cum puteți vedea. O să vă rămână și vouă și genii un bug și o să rămână așa, fraților, gen o să rămâneți cu mănușile în mână. Chiar dacă voi teoretic nu o să le aveți cumpărate, practic o să fie pe mâna voastră. Nu știu exact cât o să mai meargă bug-ul ăsta, dar acum merge și sincer nu văd de ce nu ați profitat de el. Și acum, după cum vedeți, am ieșit și o să intrăm iarăși și le avem în continuare în mână. O să le aveți și pe online și pe single player și unde vreți voi. Deci eu zic că se merită. Adică de ce să nu vă luați mănuși dacă nu vreți să băgați bani în joc, dacă puteți să luați prin acest bug, băieți. Da, n-a fost un clip foarte lung, sper că v-a fost de ajutor și vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la mine. Eu am fost Royal, băieți, și noi ne reauzim data viitoare, v-am pupat pe toți și țineți minte, fratele vostru vă respectă din sufletul lui. Baftă, fraților! Stați așa să închid aici.